Astăzi avem parte de un nou update în Stumble Guys, înainte de noul sezon. Mai avem aproape 2 zile până la noul sezon, dar s-au gândit băieții mei să adauge niște chestii precum, hai să vedem aici pe shop. Avem în primul rând Stumble pe special, auzi, cu 10 euro poți să iei skin-ul ăsta de porumb și gemuri și cu 30 de euro popcorn-ul, bă, cam scumpete, eu înțeleg că din porumb faci popcorn, dar totuși cam scumpete. În rest nu ne interesează atât de mult ofertele, pentru că oricum o să cumpărăm pe asta, dar trebuie să intrăm și la ei pe site, pentru că acolo întotdeauna știți și voi că sunt mult mai ieftine. Bineînțeles că trebuie să dăm un free spin din ăsta, că poate ne pică și nouă speciala aia azi. Te rog, hai că oricum urmează să bag o grămadă de bani și în episodul de azi, măcar dă și mie ceva, bă, măcar gemuri, serios acum, ce să fac cu astea? N-am ce să fac cu ele. Bun, am văzut că s-a mai adăugat Jimmy Token Wheel, în care te pune să te uiți la o reclamă, dar dacă dau click, nu mă pune să mă uit la nicio reclamă. Deci nu înțeleg și din ce am văzut poți să dai 5 la număr. Dacă dau pe 10, mă pune să mă duc pe shop, din nou un bug, plin de bug-uri, dar nu contează. Azi nu ne plângem de joc, azi avem ce face. Uite, dacă dau pe 10, mă pune să mă duc pe shop, dar de ce? Bun, și am deschis 5, am deschis... Bă, nu mă mai lasă, mă. Bă, nu știu care e faza, nu știu cum funcționează, dar sunt binevenite niște token-uri din astea gratis până la urmă. Bun, hai să vedem, ne pică și aici un 50, 20 e bine. Hai că 20, dacă e cea mai slabă, bineînțeles, așa că hai pe shop. Ia fiți antere că am venit pe shop și putem să dăm claim la Jimmy Tokens din astea. Mai erau chiar și 80 de Halloween token, dacă vreți, dacă nu i-ați luat, eu i-am luat din greșeală, sincer. Și avem aici niște oferte interesante, dar pe mine mă interesează asta prima, cu 41 de lei, deși scrie 32, vă zic eu că sunt 41 de lei. Luăm 3300 de gemuri, animație de skateboard, kickflip, mamă, mă și încur, și porumbul. De ce să luăm oferta asta? Și după cum vedeți, avem 1000 de gemuri, dar dacă ieșim și intrăm iar, avem 4300 de gemuri, dar sincer mă interesează mai mult decât gemurile, nu știu, cred că e legendar, bă. Uite pe aici, apropo, s-o băgat skin-ul ăsta din nou la roată, dar nu cred că o să mai dau la roata aia în viața mea. Mă, dar unde-i porumbul, bă? Dă porumbul. Uite-l, bă. Corn, atâta se numește porumb. Mă, sincer, e destul de tare skin-ul ăsta, cred că își merită banii. Și apropo, s-au adăugat, bineînțeles, și evenimente noi și pe aici chestii noi. N-am mai jucat de câteva zile, deja s-o băgat content, sincer. Avem o nouă hartă, UFO MG. Da, e un joc de cuvinte aici, o să o jucăm imediat. Și avem și aici un nou eveniment care ne dă tot Halloween tokens în fine. Și cred că se joacă prima hartă tot aia, după care hărțile sunt random. Și cred că cam astea sunt noutățile momentan. Ia uite roata de care vorbeam, de aici eu n-am reușit să iau speciala aia. Hai mă să dăm 2 spin-uri, mă. Poate îmi pică speciala, cum ar fi. Deci nu știu dacă țineți... Mamă, cum mi-o stat inima. Dacă țineți minte că am deschis la roata asta, cred că de vreo 7000 de gemuri și nu mi-o picat speciala, ca să ne înțelegem. Mare crește ce am luat, nu mai contează, vreau să ne jucăm aici și la eveniment, la turneu, adică. Să vedem despre ce e vorba, mă costă 10 gemuri, da, nu prea îmi place mie să pierd gemuri. M-am jucat sincer harta asta de câteva ori și mi se pare cam dubioasă, nu e niciun caz una dintre preferatele mele. Și cam așa arată harta, mamă, dar e prea multă lavă din asta verde, e harta de elimination, dar măcar eu am ăsta, bă, cum îl cheamă, porumbo! Mai aici am văzut că e schemă să stai neapărat pe partea asta pe margine. Ia uite, bă, ăsta are popcorn-ul, mamă, sunt gelos pe el. Bă, stai că m-a aruncat fix acum, bun, perfect, am rămas aici, nu mai am nicio șansă. Mamă, cum l-a luat pe ăla? Ok, stai că trebuie să-și ajung înapoi. Bă! Ok, da, nu-mi place harta asta deloc. Mai încercăm o dată, deși pur și simplu nu înțeleg harta, bă, deci prea multe obstacole pe centimetru pătrat și eu mai stau să joc și agresiv. Deci pur și simplu mă plimb și eu pe aici, am văzut că e strategie bună să stai pe astea, dar nu știu dacă îți pică mare bolovan în cap, de exemplu. Bun, aici asta chiar dacă te respinge, poți să revii, poți să-i dau la un pumn acolo, l-o luat aia pe sus. Mă, teoretic, dacă te ia asta pe sus, tu trebuie să tragi cât mai mult de timp. Eu, uite, acum am reușit. Nu știu, uite-te, acum în 2 secunde m-am calificat. Nu înțeleg ce s-a întâmplat prima oară. Nu, acu că suntem mult mai puțini. Ia să vedem, ăștia mă gândesc că știu și ei cât de cât să joace. Deci, în principiu, stai aici și atât. Asta e toată harta, că am plictisitoare harta. Sincer, nu prea și-au bătut ei capul atât de mult cu harta asta. De ce să ne mintem? Văd că sunt foarte...
Ok, nici măcar nu știu ce s-a întâmplat. Sincer să fiu, nu înțeleg absolut nimic din harta asta, nu-mi place absolut deloc, iarăși o bătut joc de noi cu o hartă inutilă. Dar intrăm la evenimentul ăsta unde, din câte am văzut, cred că e posibil să fie ultima harta asta, nu prima, cum am crezut eu. Sau să fie random, sau să nu fie deloc, nu mai are nici un... Ia uite cum e prima, mă! Da, bineînțeles, acolo zice că sărți random, dar în realitate nu sărți random, deci nu mai înțeleg absolut nimic. Dar poate, nu știu mă frate, unde să mă duc să stau și eu. Nu înțeleg care e tactica. Dacă stai pe mijloc, uite că nu sunt singurul care încearcă. Dar uite că văd că, ba nu, am vrut să zic că sunt mulți care stau pe mijloc, dar nu prea. Chiar nu prea stă lumea pe mijloc prea mult. Bun, am ajuns pe marginea asta. Bă, cad în continuare. Ia, mamă, ce noroc am avut acolo, bă. Mamă, deci cad obstacole din toate direcțiile, nu mai înțelegi nimic. A, și aparent doar prima hartă este harta aia, mă gândesc, sau nu știu că înainte de fapt am intrat și n-o fost. Deci nu cred că e 100%, dar sunt șanse mari. Hai măcar să facem un win cu porumbul, bă. Nici măcar nu am avut timp suficient să ne uităm la porumbul ăsta, care sincer e un schimb foarte fain. Bă, ce s-a întâmplat acolo? Nu știu dacă fain de 41 de lei, dar destul de fain, sincer. Mă, cineva mă vânează tot de alea după mine, ia vină tu încoace, mă. Ia, dar până când? Mamă, n-a murit? Deci ăsta cu skin-ul de moarte, se crede el șmecher. Ia uite, mă. Bă, parcă se întâmplă ceva chestii, jur. Hai, mă, moartea, nu mori și tu. Stai să nu-l pierd din ochi. Bă, amândoi! Nu pot să cred, ce-i mă cu ăștia, mă? Bă, acum am apăsat și nu mi-a dat emote-ul, nu mai înțeleg absolut nimic din jocul ăsta. Ce se întâmplă? Bă, iar am dat pe emote și nu mi-l-a dat. Mă, s-a buguit tot jocul. Ok, o căzut moartea, bine. Cea mai tare finală posibilă, deci asta e lejer cea mai plictisitoare hartă din joc, pentru că durează destul de mult. Bine, de fapt, poate nu e chiar cea mai plictisitoare, dar durează prea mult timp, bă, frate, și nu faci nimic, doar sar de nebun. Mamă, dar și de-i prindeam un pumn la moartea ăsta? Are noroc copilul, bine, o căzut un picuț mai jos. Sincer, e destul de ușor să te califici pe harta asta, dar hai să vedem, cred că o să dureze ceva. Nu mai zic absolut nimic, dacă ai dat din greșeală un dublu space, ești pașpa. Mamă, în următoarea secundă o căzut și celălalt. Da, măcar arată bine porumbul. Măcar un win merită să ia și porumbul ăsta, că totuși, bă, frate, este un porumb amărăcel cu niște ochelari de aia de fetița fashion. Bă, corespunzător skin. Ia uite-l, bă, pe ăsta. Ia, pleacă tu cu de-astea de aici, mă. Mamă, ce nu-i suport pe ăștia care joacă cu fulgerul, deși ar trebui să joc și eu, sincer. Dar contează extrem de mult pe ce hartă a pus să joci, mai e faza. Mamă, cum am luat banana aia. Stai așa că trebuie să stau... Unde ești, bă? Ia uite, pinguinul, trebuie să stau lângă el, că dacă îmi dă un fulger din ăla, uite, gen așa... Hai, mă, dar nu pici, mamă. Joc prea agresiv, joc mult prea agresiv și nu s-a atent la lasere deloc. Hai, mă. Bă, uite, mă, că dă și cu pumnul pinguinul. Mă, stai agresiv tare, mă. Mă, de când ești pinguin atât de agresiv? Hopa, stai, nu? Nu? Vrea să dea cu pumnul, bărbato. Hai, mă, te pui cu porumbul, mă. Mă, te pui cu porumbul, mă. Cade, nu, muri, mă, tot nu muri. Doamne, cum se ține. Am văzut deja o grămadă de oameni, apropo, care au și popcorn-ul. Bă, dar nu vi se pare că sunt cam bogați oamenii, gen? Am omorât și-o pe altul, bă. Ok, a murit ăla, bine, mă, și aparent ăsta nu a murit. Nici o problemă, vreau să iau win-ul ăsta, pleacă tu de aici. E panda, bă, ar trebui să-l las în pace pe Pandalanda. Mamă, dar am emoții deja. Che pasa, Pandalanda? Bine, mai sunt eu cu Craig, salut, domnule Craig. Stai așa că prea vine cu viteză laserul ăla. Hop, așa. Mamă, ce safe o joacă ăsta, nu face nimic riscant. Nu cred. S-a dus pe burtă, gata, mă, în sfârșit ia și porumbul un win. Și vreau să vedem porumbul pe bicicletă, ia uite-l. Un pic cam dubios, cam... Da, nu mai zic nimic. Și totuși nu mă las pe episodul ăsta până nu câștig o hartă aici la turneu, o hartă din asta nouă. Vreau să înțeleg și eu cu ce se mănâncă, deci aici când mă arunc... Ah, gata, mă, că am înțeles acolo, bun. Deci la aia verde am înțeles complet cum stă treaba. Și uite și la asta albastră, dacă te chinui un pic, ia pleacă tu de aici, mă. Uite, trebuie să stai chiar aici pe margine și trebuie să nu atingi OZN-ul ăla, practic, hai că am înțeles, dacă e, bă... Mamă, nu, deci e riscantă rău harta. Runda cu numărul 2, deci în continuare, mamă, ce skin are, bă, ăsta, raton, fake ăsta, n-am mai văzut skin-ul ăla în viața mea, jur. Mamă, dar prea pică pietre peste tot, pică pietre, prea pică pietre, ce joc de cuvinte. Ok, am trecut și aici lejer de vară. Da, bă, uite, eu nici nu m-am gândit, oare dacă dai emote-ul ăla, taunt-ul, adică ce se întâmplă? Rămâi blocat așa sau sal?
Bă, dar prea derapează. Ok. Ok, prima oară când intrăm în finală, deci asta e tactica. Trebuie să stai pe chestia aia cât de mult poți. Și avem și finala în care o să încerc să fac exact aceeași tactică. Suntem 7-8 bărbați aici. O să mă pun eu frumos aici. Dar stai că pot să fac așa de fapt. De ce să mă risc când pot să nu mă risc? Dar pot să fac așa gen. Mă, dar parcă pumnul nu prea încurcă pe ăștia cu nimic. Deci de asta albastră pot să scapi. Mamă, mamă, prea mulți bolovani. Văd că foarte mulți au căzut deja. Măi, în continuare, nu știu, cred că asta e tactică bună, doar că e mai greu să faci ce fac eu aici. Mă gândesc. Opa, 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 că de te împingi. Mamă, nu, bă, mi-a dat bolovan în cap. Ce tactică poți să aplici tu pe harta asta dacă totul e 100% random? Am înțeles cât de cât harta și am ajuns să mă calific foarte ușor în finală. Chiar e super ușor, mor ăștia instant. E prea grea, mă, harta asta ca să rămâi foarte mult în viață. Deci ideea e că e bine să faci câte un pic din toate, dar problema e că vin foarte mulți bolovani și la aia, acolo chiar nu cred că poți controla tu, mă frate, bolovani. Ia uite, bolovanii vieții pe aia nu-i poți controla, mă frate, pur și complicat. Până acum, mamă, mamă, stai că nu era un calcul și bombe, bă! Ok, ar mai fi aici o schemă, fiți antenă, dacă faci așa schema asta, aici poți să stai destul de mult timp fără niciun stres. Deja 4 din 7, ceea ce e bine, bineînțeles, dacă nu vine mare bombă în cap sau ceva de genul ăsta. Și atunci ai ceva stres. Dar încet, încet, dacă învăț harta, nu cred că mă va mai fi atât de grea. Bă, dar asta teoretic n-ar trebui să... Oare chiar stă la infinit? De ce tu fac stânga-dreapta? Că nu-i nevoie să fac stânga-dreapta, mă chinui o grămadă de ampixul. Mă, eu nu pot să cred că asta stă la infinit așa dacă sari în continuu pe ea. Aolo, bă, nu stă la infinit, aolo. Stai că m-o spăriet. Ia, sărim aici și mă duc din nou aici, înapoi, sus. Bine, mamă, și lasere, bă! N-am văzut laserul, frate, ce se întâmplă? Deci măcar am aflat tacticile care sunt următoarele. În prima rundă, stai doar aici sus, fără niciun stres, imediat se duc băieții. În a doua rundă, te duci jos pe aia, uite acolo unde tot săream eu ca nebunul. Și e lejer de vară. În schimb, în finală, chiar nu știu ce să zic, mă tot chinui să-i mai arunc și eu pe ăștia, dar nu prea mi-a să, sincer. Bun, trebuie să tot așa să mergi la noroc, că îți pică prea mulți bolovani în cap. Asta e problema cea mai mare, părerea mea. Ok, ok. Mamă, dar nu mai derapa în halul ăla. 1 din 7, bun. Mă, până acum n-am reușit să câștig niciodată, bă. Ok, deja e un pic cam riscant, cam periculos. Cred că aș și coborâ de aici, nu știu ce să zic, bă, nu știu ce să fac cu viața mea. 6 din 7. Să fie ăsta win-ul meu, te rog. Bun, 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 bun. Încă am rămas aici, deci... În continuare, asta e cea mai bună strategie, doar că trebuie să te și rogi să ai mult noroc să nu-ți vină bolovan în cap, sincer. Mă, dar unde e celălalt? N-am idee. Uite-l, bă! Serios! Ok, ok. Mamă, suntem amândoi în același punct în momentul ăsta. Bun. Hai, mă! Hai, mă! Bine! Bine, mă, despre aia vorbim, deci trebuie să fii și agresiv. Și în sfârșit am luat și win-ul pe harta asta și cu porumbul. Bine, mă! Porumbul vă mulțumește pentru vizionare și vă salută și pa, pa!